Cum organizăm o expoziție? O resursă pentru clasa a 8-a în cadrul proiectului CRED. O expoziție ajută un grup de elevi să-și prezinte lucrările astfel încât beneficiarii, clasa, întreaga școală sau comunitatea, să-și formeze o idee asupra activității grupului. Ce trebuie să avem în vedere atunci când planificăm și realizăm o expoziție? În primul rând, pe cine trebuie să informăm cu privire la organizarea expoziției? Profesorii din școala noastră, dirigintele clasei, directorul școlii, administrația școlii, specialiști în domeniu care ar putea ajuta la realizarea expoziției, alți invitați. Ce trebuie să facem? Să alcătuim o listă proprie cu pașii necesari, să realizăm o listă cu materialele de care avem nevoie, să stabilim clar sarcinile ce revin fiecărui membru al echipei de organizare, să știm ce buget avem și cum va fi cheltuit, să realizăm un fluturaș, un pliant, o invitație, să informăm presa locală. Ce dorim să arătăm? Ce dorim să expunem? Care este principalul mesaj pe care vrem să-l transmită expoziția și un titlu pe care l-ar putea avea expoziția noastră? Cine va vizita expoziția? Elevii și profesorii din școală, părinții, rudele, vecinii, oamenii din comunitatea noastră. Unde vom organiza expoziția? În clasă sau în alt loc din școală, de exemplu holuri, sală de festivități, bibliotecă, etc. O putem organiza într-un spațiu public, la primărie, la centru cultural, la sediul unei organizații neguvernamentale. Trebuie să ținem cont și de faptul dacă spațiul va fi suficient pentru ceea ce dorim să expunem, dacă lumina este suficientă pentru a pune în valoare exponatele, etc. Ce trebuie să avem în vedere pentru a avea o expoziție reușită? Este permisă atingerea obiectelor expuse? Există un spațiu special amenajat pentru experimente, testare, degustare? Se poate pune muzică? S-ar putea cânta chiar organizatorii? Putem organiza un bufet, un colț pentru gustări? Este posibil un tur al expoziției cu ghid? Se poate organiza un concurs sau niște întrebări cu premii? Toate aceste aspecte trebuie să fie luate în calcul pentru a avea o expoziție reușită. Pentru o expoziție reușită, trebuie să luăm în calcul și evaluarea acesteia. Care sunt cele mai importante criterii pentru evaluarea expoziției? Cine va face evaluarea? Profesorii, colegii, invitații? Organizați o expoziție de monedă, valorificând sugestiile prezentate. O resursă educațională realizată în cadrul proiectului CRED.